Cristina, ne vedem astăzi să lucrăm pentru Francesco. Ne pregătim. Ok, acum te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Francesco. Când te-ai conectat, ne spui. Da. Ok. Este fermier. Da. Este într-o viață anterioară. Se numește Sevilcek. Da. Este în Cehia. Este roșcovan, îndesat și prosper. Da. Și mândru de el. Aha. Ego aici. O lecție. Cât cuprinde. Da. Așa. Atinge partea subliminală și cere acord. Da. Ea este. Îi cer voie să lucrăm cu ea și pentru ea. Spune iar. Dar spune râzând. Da. Adică și amintește că a mai avut, da, sesiuni. Da. Să mai Și lucra. Amintește că a mai fost pe aici. Da. Și ce părere are? Adică ce ne spun? Nu are nicio părere deocamdată. Mm-hmm. Se spune că iar am venit să-l scoatem pe Iisus din cap. Ah. Și zic, eu n-am venit să ți-l scot pe Iisus din cap pentru că ți-l scos tu singur. Da. Spune, rămâne de văzut. Uh-huh. Și zic, apropo, vis-a-vis de ce este convingerea asta? Și spune, așa am eu informații. Uh-huh. Și zic, ia, arată-mi traseul informației, este de unde vine, da? Deci îmi arată capul, creștetul capului, da? Așa, este un furtunaș în canalicul mic spre inima energetică. Da. Iese pe partea din spate și se lipește pe coloana vertebrală. Intră prin coloana vertebrală ca la o palmă. Da. Intră, suie pe toată coloana vertebrală și intră pe dinăuntru. Și zic, păi asta este o idee cu circuit închis, nu te-a supărat. Și zic, și normal că fiecare idee care vine, fiecare gând, zic, se desfășoară conform unui program. Și spune, da. Zic, ia, te rog, scoate din corpul tău mental programul acesta al ideii acestea cu circuit închis. Scoate un fel de hârtie perforată, știi? Are găurile, sunt coduri, știi? Și zic, tu percepi acest program că ți aparține și spune, și tu spune, programele nu ne aparțin, ele ne sunt puse de univers în cap. Și zic, și cum arată universul ăsta? Zic, e înalt, e blond, e brunet în varianta ta. Și spune, da, este înalt și blond. Spune, cel puțin așa mi se înfățișează mie. Da. Și zic, băi, universul în sine este o energie, un cumul de energie nemărginite. El se își au o hologramă special pentru tine. Și zic, de fapt, tu ești universul, eu sunt universul și tot ce este la un loc și în lumea fizică și aici. Asta este universul. El nu poate să ia o formă anume. Spune, ba, mi se arată așa. Uh-huh.
Și zic, ia, cheamă universul ăsta în față să-l văd și eu, că uite, n-am văzut niciodată așa ceva. Zic, este prima dată când vine. Deci vine o ființă care în față, aici, până la brâu, arată ca un centaur. Partea din spate este într-un cumul noros. Nu se vede și nici, știi, de la brâu în jos nu se vede, dar continuitatea pe spate se vede clar că este legat de un trunchi de cal, cum ar veni, știi? Întreabă, cum te cheamă universul în afară de univers? Râde. Da. Și spune că îl cheamă Jesus. Și zic, dacă pe tine te cheamă Jesus, atunci anulezi înainte și pe mine. Mă cheamă nu știu cum. Zic, ăsta e în universul tău? Spune, da. Spune, vezi ce frumos e? Zic, după să se atinge și citește ADN-ul. Spune, dar tocmai tu ai spus că este un cumul de energie. Și zic, dacă el nu are ADN și are cumul de energie, atunci, într-adevăr, uite, mă dau bătut. Dar tu atinge acea ființă și spunem ce ADN are. Îl atinge și spune, are ADN, în primul rând. O, zic, universul are ADN. Ura! Zic, am mai făcut o descoperire. Zic, mai departe. Zic, ADN-ul ăsta ce fel este? Spune, are și umanoid. Spune, are un pic uman. Și spune, mai este ceva care nu pot să identific. Și zic, nu-i nimic. Acum, pe baza acestei informații, cere minții acelea circulante, cu circuit, dar de data asta nu închis, ci deschide circuitul și conectează-te la conștiință. Și refă forma acestei creaturi care stă în spatele nostru, da? Iar a făcut. Ne-am întors cu fața spre el. Nu știu ce a făcut el de ne-a întors așa cu spatele, știi? Ca și cum îți ține un bucal în spate, știi, de hăți, cam așa era la un moment, în fine. Și a spus că n-a vrut să se uite în ochii lui, că nu-i plac ochii lui. Ochii Lăsa să... Universului. Așa. Și zic că asta seamănă mai degrabă cu Belzebub decât cu Universul. La cum îl văd eu. Spun, tu ai ceva blocaje. Nu cred. Îi reface forma energetică. Ei bine, este un draconian. Și zic, nu știam că Universul e format dintr-o singură ființă. A lăsat capul în jos, partea subliminală. Și spune, eram atât de convinsă, spune. Și zic, acum uite-te la semnătura energetică a sângelui din corpul tău. Și spune unde este acea moleculă care se multiplică și circulă. Acel ADN care aparține de fapt acestei ființe, da? Și te face să crezi că aparții de altcineva și te conectează iar și iar la un program care practic nu ți este benefic. Spune, eu nu am venit aici să-ți dărâm ție credințele sau să... Așa, am venit să ajut, da? De asta suntem aici, să te ajutăm să te cunoști mai bine pe tine însuți. Nu să-ți dărâmăm, știu, stâlpii credinței, să spunem. Dacă tu vrei să crezi, vrei să continui să crezi că ești din sânge cu Isus, n-ai decât. Și spune, nu, a fost o eroare. Spune, a fost un program atât de adânc implementat încât nici nu mi-am dat seama că îl Ar. derulez iar și iar și iar. Și spun, nu este nevoie să lași capul în jos. Nu vreau să simt sentimentul de rușine pentru că n-am venit să rușinez pe nimeni. Eu am venit împreună să te țin de mână și să rușinăm toate entitățile care dau târcoale în jurul tău.
Și spun, uite, acum vizualizează-ți corpul energetic și spunem dacă acel draconian mai are legătură cu tine, în afară de acolo unde am spus noi deja. Și spune, nu, acolo este conectat, în punctele în care le-ai descris. Spune, dar vezi tu, prin acea semnătură energetică a sângelui, spune, el circulă peste tot, practic, în mine, ca entitate. Și zic, și ce produce? Spune, se substituie caracterului meu. Zic, adică? Spune, adică mă determină să fac lucruri și să am reacții pe care, apoi, când mă retrag și mă concentrez, nu-mi dau seama dacă le-am făcut eu, de ce le-am făcut și de ce am avut astfel de reacții. Și ce anume m-a determinat, spune. Este ca și cum te-ai uita într-o oglindă și spune și odată te vezi pe tine, odată vezi altceva în loc de imaginea ta. Și atunci rămâi uimit. Ei bine, spune, și eu am rămas uimit acum de ceea ce văd în oglindirea mea, spune. Spune, în afară de asta mai există o umbră neagră, care acolo unde sunt cumul de din acea semnătură apare și ea mereu. Și zic, extrage cu mâna energetică acea umbră neagră, ca o peliculă, ca o copertă, cum vrei tu să-i spui, ca o mantie și scoate-o afară. O ia, o scoate pe aici, prin zona fierii a ficatului, o trage foarte mult. Și zic, ce mai simți că iese împreună cu ea? Spune, mândria, orgoliu, infatuarea, nejustificate, spune. Spune, pe măsură ce ies, îmi dau seama că eu n-am avut nevoie de toate astea. Că ele mi-au fost create artificial, spune și eu, le-am susținut încât le-am făcut o bază a caracterului meu. Dar, de fapt, toate astea, spune, nici nu mi-au făcut viața mai ușoară și nici nu m-au făcut să mă apropii de cei din jur. Și spun, ce ai avut acolo la inima energetică înăuntru? Și spune, un filtru. Zic, un filtru pentru ce? Spune, să nu simt dragostea în familie. Și spun, de ce? Pentru că ți-ai fi ridicat vibrația și ai fi dat entitățile afară. Sau el era un pericol, nu este așa? Și spune, da. Zic, ei bine, localizează și programele aferente acestei situații și emoțiile unde sunt în corpul emoțional. Și zic, simultan, scoate-le pe toate. Scoate emoțiile nebenefice. Implantul l-a extras deja și l-a ars. Zic, scoate programele în derulare dacă ai învățat să le identifici. Parcă scoate un fel de floare cu niște petale verzi transparente. O floare mică, roșie, știi? Gata. Stă și ține în mână toate astea, știi? Bineînțeles. Asta e cumul de emoții și asta le-a pus la picioare cum a venit. Rezidurile, lanțurile, firișoarele, știi? Și nu vine să creadă câte au fost. Și îi spun, fă totul o grămăjoară în fața ta. Le-a făcut. Și zic, acum percepe dacă toate astea sunt induse sau le-ai construit tu. Și spune, vezi tu, implantul mi-a fost indus. Zic, cum ai permis după sesiune, zic, să ți se introducă implant? Apoi spune, neîncrederea. Spun, unde ai neîncrederea? Aici, spune, în tot plexul solar. Spune, extrage și neîncrederea și scoate-o în afară. Și zic, partea ta sufletească, partea ta eterică, zic, ce are de spus de toate lucrurile astea? Spune, îi auzeam vocea, mă avertiza, dar am înțeles în mod greșit și am crezut că sunt entități. Și atunci nu i-am dat importanță. Zic, bine, dar tu n-ai învățat să percepi emoțiile, să percepi ceea ce auzi, ce n-ai învățat, spun încă. Și spune, încă nu. Și zic, trebuie să le percepi energia.
Și zic, practic, ei ți-au pus un punct, da? Deci ți-au dat un punct și tu, ca Galileu Galilei, da, ai sprijinit tot Universul, da? Da. În acele puncte, da? Și zic, uite cât ne pot minți și înșela. Și spun, de ce nu ai dat informația despre această entitate? Spune, pentru că se derula acel program cu convingere. Și eu am ascuns asta. Spun, eu știu că voi, părțile subliminale, dacă nu, noi vrem să investigăm ceva și nu permiteți, puteți ascunde lucruri. Spun, dar tu nu ți-ai dat seama că ai ascuns această legătură cu acel presupus univers și ți-ai făcut o lucrare în detrimentul tău? Și spune, acum da, conștientizez. Și spune, mintea asta omenească pe care o avem noi acolo în cap, în creier, spune, este ca o vulpe, da? Este ca o vulpe care face un pas înapoi și îți dă ceva ca să-ți ia alte trei lucruri. Și spun, mintea este a ta. Zic, tu o generezi, sufletule, da? Mintea, tu o generezi prin corpul acela fizic. Dar dacă tu nu ai conexiune cu ea și nu ai grijă de ea, spune, ea prinde tot, așa ca și cum este un nor electric care adună toată electricitatea din jur. Și o îndeasă acolo și o îndeasă până devine grea și deja din gelatină se întărește și deja parcă are un corp fizic. Zic, asta este un egregor, zic, o formă gând. Și zic, ai multe astfel de forme gând? Și spune, o sute poate. Zic, scoate-le pe toate afară. Toate acele cuvinte care au generat emoții statice din situațiile în care de care te-ai lovit, spun, și toate sentimentele înghețate în legătură cu asta, pentru că tu ai avut acel blocaj și n-ai putut să te exprimi, da? Și zic, tu vezi cum stă iubirea copiilor tăi pe lângă chakra inimii tale și vrea să pătrundă, zic, bate la ușă și tu n-ai lăsat-o. Și spune, o, da. Și zic, deschideți, dar deschideți pentru cine și când trebuie. Chakra inimii, deschide-o larg să perceapă. Face acest lucru, știi, ca și cum trage de ea, știi? Și zic, bineînțeles că aici suntem într-un mod protejat. Zic, învață să simți oamenii. Și zic, hai să luăm un caz, da? Da. Tu mergi la muncă, da? Mergi cu poftă la muncă în ziua aceea când ai ales ziua? Spune, nu, niciodată nu merg cu poftă. Și zic, deja tu ai generat un câmp și el s-a dus înaintea ta acolo, pentru că el circulă cu viteză mai mare când are un corp fizic, da? Și spun, ce faci tu? Tu urmezi acel câmp care l-ai generat. Zic, este el luminos? Este ușor? Este plăcut? Spune, nu. Și zic, atunci cine e vinovat că tu ți-ai trimis energia negativă acolo? Mă, și trimitea buzduganul, fă frumos din poveste. Spune, așa este. Și zic, ajungem acolo, da? Uită-te la ceea ce emiți tu în legătură cu cei din jur. Spune, oh. Și spune, acum tu ce vezi? Spune, gândul ca o ghiulea, de exemplu, se duce la un coleg al meu. El este înconjurat, spune, de poate de mii de punctișoare energetice de vibrație negativă. Spune, pur și simplu, gândul meu este un magnet la care se lipesc toate energiile negative pe aceeași undă cu ale colegului meu. Și zic, și apoi ce face? Și spune, apoi face un circuit închis și se întoarce la mine și lovește în structurile mele. Și zic, și atunci ieșim din toate astea, curățăm, spun, retrageți acum în acest moment tot negativismul pe care l-a emanat, de curând care se poate retrage. Și spune, o, și ce o să fac cu atâta? Spune, eu zic, ai să faci o scurgere aici jos, care o să corespundă cu vacuumul galactic, da? Și ca la baie, o scurgere.
și tot ceea ce ai emis de benefică spre alții, tot ceea ce ai gândit, ce ai vorbit și așa mai departe. Practic, toate sunt creații, forme de creație, dar le scurge acolo. Și în momentul când termine, spui cum te simți. Spune, sunt gata. Dar aici a apărut o bandă neagră și ca o antenă. Da. Și ca asta ce mai este? Spune, este ceea ce îmi pun eu ca să prind, știi, de la rețea, de la conștiință, informație pozitivă. Și zic, scoate-o imediat. Și spune, de ce? Și zic, pentru că noi nu avem nevoie de benzi de, și de chipuri de emisie recepție. Spuneau, și antene. Așa, antene. Zic că ăsta au nevoie ființele care nu sunt pe aici. Și zic, traseul corect de la ceea ce cer tu este aici, în inima energetică. Spune, dar nu o vată. Și zic, adică s-o rănești. Atâta timp cât tu nu emiți negativ, spun, ea se umple de lumină, da? Și spune, și cum să nu emit negativ? Spun să nu gândești situația respectivă, să te detașezi, să ieși afară din ea și să te vezi pe tine încruntându-te și emițând spre alții, pe tine certându-te. Și s-a ajuns la o concluzie, cui faci rău? Altora sau ție? Spune iar mie însumi. Și zic, uite, așa se creează situațiile care ne scapă de sub control în viață, vezi? Spune, da. Spune, ei bine, m-am zrențuit de-a dreptul gândindu-mă, spune. Sunt gata să mă adun, să mă recuperez. Și o face chiar, știi? Da. Și zic, esențele tale pe unde sunt? Esențele tale ca ființă, zic, tu te simți complet? Și spune, uneori da, uneori nu. Și zic, adică vrei să spui că este o parte vagabondă a ta care vagabondează pe undeva prin univers și, zic, experimentează fără tine? Și spune, nu, mai degrabă este ca și cum aș fi și aici și în toate acele puncte din linia mea de încarnare. Și zic că asta înseamnă că esențele tale, fotonii tăi, au fost lăsați pe acolo. Și spune, cum să-i adun? Să mă duc în fiecare să-i adun? Și spun, asta este o aberație. Zic, câte vieți ai avut? 92, spune. Și zic, toate le-ai trăit aici pe Terra? Spune, o parte din ele numai. Și zic, n-ar fi absurd să te poți să alergi prin fiecare viață, să-ți iei esența. Spun, tu știi ce găsești acolo? Și spune, chiar când mi-ai spus în prima viață, un monstru, spune, este ca de forma unei pume, înțelegi? Dar are blana maro și ca fenie ca de urs. Deci asta a fost în prima viață încarnat? Nu. A fost entitatea cu care au avut de-a face. Asta. Te rog să mă ajut să țin șirul pentru că Da, te rog. mă duce în mai multe părți. Da. Deci. Deci eram la viețile, că a avut atâtea vieți și trebuie să-și recupereze esențele. Da, așa. I-am spus să facă un filtru și să le bage înapoi prin inima energetică. Și spune iarăși filtru. Și spun, de data asta va fi dinăuntru în afară și va fi din cea mai frumoasă energie a ta pe care o poți găsi actualmente în tine. Are câteva esențe, să știi. Da. Gata, le-am incorporat. Așa. Cum se Bun. simte acum? Spune că este încă amestecat de la chestia cu Isus și cu Draco, știi? Și spune, cum am putut eu să ascund așa ceva de mine? Practic de mine, spune, am ascuns o entitate de mine. Și zic, nu m-a lămurit ce era acel fum.
Spune, era o energie indusă din afară, înăuntru în plexul solar, spune, prin ombilic, de o altă entitate. Și Da. spun, ce fel arată entitatea aceea? Spune, este înalt, alb și cu părul blond. Ăla care zicea că e universul? Nu. Altul este. Da, este altfel de entitate. Și zic, ce entitate este asta? Și spune, cred că este acel Dumnezeu înșelător în care cred. Spune, cred că spre entitatea asta mea, practică mea, canalizez, îmi dirigez eu energiile mele cele mai subtile, spune. Păi crede sau așa este? Spune, am fost crescut în sensul ăsta, în așa ceva. În viața asta sau... Da. Spune că de când se știe. Îmi arată 5-6 vieți în urmă cât o fi. A fost o copilă neagră. Deci aparțin rasei negre. Au fost tot acolo în state, dar în New Orleans. Și deci a fost crescută într-o familie cu religie luterană. Spune, ceea ce am văzut în flash este entitatea la care eram conectat, spune. Spune, este atât de limitativ, spune, sistemul ăsta de a te conecta, Religios. da. Și spun, mă văd pe mine că toată viața mea până la 17 ani, spune, am fost crescută practic în catolicism, spune, strâmt. Dar părinților mei, spune, le s-a oferit ocazia să lucreze pentru un preot luteran. Le spune, și atunci au aderat la religia aceea. Și spune, au devenit atât de bigoți, atât de concentrați și ne-au făcut și pe noi să facem lucrul ăsta, și încât, spune, ne-am pierdut tinerețea, copilăria. Avea și un frate mai mic, avea 15 ani, și spune, până la urmă am sfârșit prin am o sinucidere în acea viață. Cu toate convingerile mele religioase, spune. Pentru că am fost violată. Și zice, și atunci am alunecat de pe cealaltă parte. Spun eu asta, spune. Dar cred că dacă mă uit, tot karmic este determinată. Nu e așa, ci că... Așa, înțeles, bravo. Ce gânduri are în cap? Închid omul ăsta. Da. Da, bun. Și spun, bun. De acum înainte, tu decizi dacă o să rămâi în modul ăsta de lucru defectuos cu tine însuți, spun, sau dacă o să-ți corectezi erorile. Pentru că practic toți facem erori. Suntem într-un mediu și într-un corp în care erorile apar, sunt imprevizibile. Totul este să conștientizăm că am greșit și să tratăm să spunem greșeala. Și spune, da, așa este. Zic, dacă tu te uiți în viața ta actualmente, pe o scară de la 1 la 10, spunem cât este bun și cât trebuie reparat. Și spune, în procente exacte, 6,2 trebuie reparat. Și zic, ce ai pune în acest sac al instrumentelor pentru reparat? Spune, în primul rând, relația cu copiii mei. Spune, relațiile interfamiliale, relația de iubire, spune, cu soția mea. Spune, cumva ne-am înstrăinat de la problemele cu copiii și toate cele.
Și spun, relația ta cu banii ai pune aici? Și spune, asta ține de alt domeniu. Zic, nu, toate sunt energie și se pun aici. Și spun, tu ai o poziție corectă vis-a-vis de bani? Și spune, o, da, sunt prevăzător. Și spun, eu aș adăuga pentru că am extras din... Programe din memorie, Nu, din am extras din viața lui de zi cu da. zi, din amintiri. Și zic, văd că ești foarte zgârcit. Zic, uite-te în clipa în care ești zgârcit, ce se întâmplă un pic după. Și zic, dă-mi un exemplu. Spune, de exemplu, un drum spre muncă, trec pe undeva unde sunt, de unde iau cafea. Iau cafea. Da. Și spune, acea vitrină este plină de cornuri, spune, salivez de fiecare dată. Când trec, dar mă zgârcesc și nu iau. Și spun, uite-te ce se întâmplă în corpul tău energetic de la asta. Și spune, este ca o luptă, ca și cum s-ar fi iscat două limbi de energie, doi șerpi, și unul îl spune, ia, unul întoarce-te și ia, și spune, altul spune, nu, bine ai făcut, nu arunca banii pe prostii. Și spune, asta se repetă în mai multe scene, în magazine, când merg la cumpărături și la orice spune. Și zic, ce faci tu în acest mod? Uite-te la conexiunile tale, spune, îmi gătui canalul de abundență benefică. Și l-a văzut, dacă discutăm despre el, a apărut. Și spune, poți să intri, zic, încă nu. Încă nu intra. Da. Mai are răbdare să mai facem un pic de curățare. Zic, în primul rând, n-ai putea să treci pentru că ai acea ființă atașată. Și zic că ăsta este un canal energetic de vibrație extraordinar de mare și el deja este într-un alt plan, la care tu acum, dacă dorești să urci, nu poți. Și nu poți pentru că n-ai eliminat multe lucruri din structurile tale, spun. Și el stă și se gândește și mă întreabă cum ar fi. Zic, cum ar fi? Toate programele care ți sunt inoculate de la alții și care nu au ca scop cel mai bun interes al tău. Toate afară. Și spun, așează-le, fă-le ce vrei tu. A făcut un fel de creuzet, da? Are și sarea aferentă, baza, știi? Sunt niște cristale multe, multe pătrate, par ar fi făcute dintr-o energie extrem de înaltă, ceva super rafinat, înțelegi? Și spune, totul va intra pe aici și se va distila și eu o să-mi recapăt energia înapoi. Și spun, dacă asta este voința ta, fă-o. Ei bine, scoate o sumedenie de programe, spune, am investit o sumedenie de energie și o vreau înapoi, spune. Da. Da. Și aici e zgârcit cu energia lumesc. Am gâtul foarte uscat. Și pe mine îmi doare capul. Așa, mergem mai departe. Tu fă ceva dacă te scuipă. Ai o energie galbenă de aici, cam jumate de calotă, știi? O energie galbenă, să vedem că parcă ți-o suflă printr-un chestie de a de făcut Da, la și la începutul sesiunii mi-am așa. dat și urechile. Da. Dar eu merg bine, nu-i problemă, știi? Dar să nu deranjez pe tine. Sunt arici. Dar aici. Da, îi adună Îi pe iau pe toți. toți așa, pac, 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 pac. Și îi arunc în portal. Am închis portalul. Da. Așa. S-a făcut. Bun. Așa, știu că așa, te-am simțit. Bun. Lasă-l să-și creuzeze energia, dacă așa dorește, așa face. Adevărul că are deficit mare. Deci lucrează cu 23-27 din toată energia care trebuie. Înțelegi?
Da. Eu nu știu cum mai merge pe drum. Lucrează că atâta poate Da, să nu, folosească comprăște aiure. împrăștia. Adică o trimite acolo unde nu trebuie, de exemplu. O risipește. Tu n-ai văzut ce făcea, ce pavaie cu așa, ce emitea, îți dai seama. Da, Îți și dai seama cu cât efort apoi pe partea subliminală să curețe, pentru că, deci, partea subliminală curăță implicit. da. Când, deci, el emitea, el o primea, partea subliminală curăța. Curăța, da. Și tot așa. Și apoi toate acele gânduri alimentate, împrăștiate și așa mai departe, peste tot, știi? Ca niște rețele erau. Bun. N-a făcut acest lucru, să știi că a obținut o esență frumoasă din toate astea. Deci este ca o bucată de plasmă silver aurie tremurătoare, ca și cum ar fi o oglindă topită, da? Am auzit un țiuit ca de pasăre sau șoarece. Nu am auzit eu. La mine nu s-a auzit. La mine s-a auzit și nu-mi place. Închidem Uite-te, Cristin. toate portalurile. Bun. Gata. S-au închis. Bun. Își ia acea energie și practic își face un pahar și o bea. Lasă Da. să o incorporeze. Corporez, Așa. Și zic că acum haide să o luăm în altă ordine de idei. Zic că exprimăm în valori numerice când ai făcut acest creuzet câtă energie ai cheltuit. Și spune pe scară de la 1 la 137. Și zic că tot pe scară de la 1 la 100 spune câtă energie ai primit înapoi. aia care a recuperat-o, da? E spune aproape de 2000. Și spune înseamnă că ai făcut o afacere bună, nu? Da. Și spune da. Și zic să spune de dacă îți făceai tu un filtru, da? O dublură. Te dedublai un pic, că poți face orice, da? Și dublul tău era o plasă prin care totul trecea și o curățai direct, zic, câtă energie investeai. Spune pe o scară de la 1 la 100, spune ceva în jur de 5-6. Și zic, tot mai sus, zic că ai făcut o afacere bună. Ce Și zice? spun, mintea ta este foarte alambicată, înțelegi? Adică este genul de caracter probabil care despică firul 4 și crede foarte greu în ceva, mai puțin în Iisus, care făcea Da. parte din familia anulează. Da. Așa. Și spun, dar alambicul ăsta este ceva care tu îl creezi. Și spun, deci, tu ai în față două puncte, da? Este ca și cum ai prefera un zbor cu escală de 24 și 36 de ore, când tu ai putea să ajungi de la un punct în celălalt într-o oră și jumătate, zic cam așa, în 2 ore. Iar ție îți place să complici, treci pe acolo să vezi aia. Asta se cheamă atenția împrăștiată, da? Și zic că astea sunt în toate punctele astea care le emiți tu, din nou hrănești cu energie. Și zic cea spre 2000 care ai primit-o, spun în 2 ore. Da. Și zic, dacă tu faci asta cu energia ta proprie, implicit vei face și cu energiile de iubire a celorlalți, le vei cheltui inutil, și mai departe până la beneficiu și la bani. Da. Deci la beneficiu, nu spunem bani aici. Beneficiu, da? Da. Și zic, uite, vezi ce risipă, ce stil de lucru defectuos. Spune asta, trebuia tu să vezi, cum să lucrezi cu tine însăți așa. Și spunea, în sfârșit am priceput pe deplin. Și zic, ia să văd dacă ai priceput sau nu. Așa. Și spun cu acea entitate, cu universul ce face. Blond și înalt. Blond și înalt, este el înalt, dar e alb și cornos. Nu Așa. e blond și înalt, știi? Da. Și zic, cu Domnul Univers, cu copițele, ce facem?
Și spun anulez conotația Da. pentru că nu poți să compari universul în sine cu Da. o creatură a lui și deja să vibrații. Bine, noi am Și parafrazat partea da. subliminală, da? Și spun mai tu, mai zic, ce ai de ești așa de alb? Zic că ai albinism? Da. Spune, da, într-adevăr, rasa mea spune, are o genă recesivă față de celelalte specii a mea, știi? Da. De spune, față de celelalte specii de draco, spune. Da. Și zic, deci este similar albinismului persoanelor terestre. Zic că are un fond și la urma urmei zic că au o frumusețe stranie. Da. Și spun, trăsăturile lor, de exemplu, sunt legate de gena voastră. Și spune da. Aici am vrut să ajung. Da. Și spun la ce alte întrebări vrei să mai răspunzi. Da. Spune, sunt dispus la Dialog. discuție de la, da, nu resping. Spune cu condiția și zic, mă așteptați cu Da. condiția. Să mă lese, spune, sunt deschide un portal. Și zic, da, de unde știu eu că tu nu-ți deschizi un portal aici în vecinătatea părții subliminale și că stai cu ochii pe el ca pe butelie și la prima greșeală, țac, nu-l interferezi. Și spun, eu nu fac acorduri pentru că eu nu sunt venită practic nici să discut cu tine și nici să fac acordul. De aici înainte te las pe mâna părții subliminale. Ce dorește ea în legătură cu tine, aceea se va întâmpla, pentru că practic suntem în sfera ei energetică, nu suntem intra mea. Zic, eu sunt un vizitator, atât. Ca și tine, de altfel. Și spune că el nu este un vizitator, este un colaborator. Și spune că nici măcar nu avem ochi să-i vedem frumusețea lui. Înțelegi? Da. Ia să întrebăm partea subliminală. Cât e de frumos? Cum îl vede partea subliminală? Frumos, cum zice el? E ca o capră albă în două picioare. Deci, pe se-l vede ca o capră, da? Da. Și spună, cere acestei capre odată să-ți anuleze orice contract, în orice timp, spațiu sau loc. S-a făcut sau s-a refăcut? Și spune, nu, să știi că nu s-a refăcut, este o interferență foarte veche, foarte, foarte veche, spune, Da. la care dracul visător adaugă, ne întreba, bineînțeles, Da. spune, dinainte de pământurile astea, știi, Ah. adică e făcut în altă parte, probabil. Da. Da, spune. Am auzit un fel de lătrătură în capul lui, știi, în Da. mintea lui, este ca și cum trebuie să se oprească, să dea informații, că dezvăluie mai mult decât trebuie, știi? Da. Și într-adevăr, acum ține gura cam încleștată. Gura, de fapt, o spun botul. Așa. Și spun, cerei, păi Contractul, semne, de unde? Da. l-ai cerut deja. De unde l-a făcut, l-a făcut. Spune o încercare. A fost o încercare, adică dacă mergea, mergea. Da. Spune, nu există contract. Cum adică? Energetic vorbind, era legat de acest dracu, da? Da. Dar dacă el îl percepea ca pe univers, știi tu, Da. de aici degenerează lucrurile, da? Da. Deci, el, cum să spun, de bunăvoie și nesilit de nimeni, stătea lipit de univers, anulez. Adică ăsta e un profitor, entitatea, da? A văzut Gen că... profitor karmatic. Da. Deci a venit să stea pentru că a văzut partea subliminală confuză Da. și atunci a profitat și a stat cât s-a putut, Spune, nu? au fost și alții, dar n-au reușit, spune. El e mai tare. Deci el a reușit să disimuleze în așa fel încât să fie univers. Da. El e deștept, așa. Deci nu e contract riscul ăsta? Nu spune de asta. De asta încerca el să pună condiții, că el știa.
Că știa că n-are ceva de dat la schimb, știi? Da. Și a mai stat și fără contract în sfera energetică. Să spunem că fără contract pentru perioada asta, înțelegi? Aha. Dar el a avut mai de mult Un contract. contract. Și a mințit și a înșelat. Spune, îți spune ție că atâta și să pui etichete, că nu, așa cum noi toți oamenii nu suntem la fel, nici toate entitățile nu sunt la fel, că el este o ființă cât de cât nobilă. Da. Ce ne interesează pe noi? Cum este el? Nobil, nenobil, e tot un hoț, un furăcios de energie și de toate Dacă cele. te interesează, este o dintr-o familie subregală. Dar nu mă interesează, au zero valoare pentru mine familii regale și subregale și suprarregale, da? Da. Așa că nu trebuie să ne mai spun. Partea subliminală, ce zice Chris? Ce vrea să facem cu, să facă cu... Vrea să-l conducă albișorul la momentul când au încheiat contractul, spune. Ok. Deci suntem deja pe o planetă a cărei suprafață seamănă cu o lună întoarsă. Deci este sticuloasă, dar atunci când calci pe ea, știi, se unduiește, ca și cum ar fi un material moale, gelatinos, transparent, așezat pe o apă. Și noi călcăm pe acea apă. Da. Spune, aici se materializează tot. Deci, ca și cum ființe stau izolate la distanță unele de celelalte ființe cu corp și creează. Instantaneu. Da, creează ceea ce vor. Parcă totuși e ca o fabrică. Adică există o tematică și variante de creat. Adică, de exemplu, dacă subiectul zilei ar fi fost un vapor, așa, se crea vaporul în sine, era dat, înfățișat, creat, și fiecare dintre cei conectați la asta îl dezvolta cum dorea. Adică asta este să înțeleg, o planetă școală sau o Nu. stație sau ce-o fi? Este o planetă călcâi. Asta înseamnă că este și planetă de susținere a altora, așa, și înseamnă că și experiența pe care o capătă acolo, să spunem, partea subliminală este absolută. Adică în cea mai pură formă a ei, scoasă din gând, cum ar veni, știi? Deci, practic, este o mașinărie aici. Mașinăria asta este, adică ei acolo sunt liberi sau sunt prinși de entități? Sunt Construcția unor entități. prinși. Deci, mai departe, partea subliminală și amintește cum a ajuns aici? A ajuns zburând, spune, levitând practic într-un sistem ciorchine. Adică un sistem ca un ciorchine de suflet, da? Era o căutare de locuri unde să se încarneze și să vadă fizica, planetele respective, relieful. Deci erau aici, era supra-sufletul, ciorchinelul ăsta, sau... Da, 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 deci era un supra-suflet. da. Și căutau să studieze fizica acestei planete. Da. Și a lăsat părți subliminale, au coborât. Da. Da. Supra-sufletul n-a avut posibilitatea să testeze energia acestui loc, să vadă cum o percepe. Nu, pentru că avea destui receptori aici. Ah, deci mai fuseseră alții și venea pe un drum de cum auzise, să zicem, Nu, supra-suflet. nu. Deci, fiecare conexiune între suflet și suprasuflet, de exemplu, aici, Da. în cazul de față,
este poroasă, da? Da. Și acei pori formează ca niște insulițe, da? Da. La un moment dat, deci când sunt comenzi, ele se fac una. Găurile? Da. Da. Așa. Gata. A pus deoparte. Deci E gata. așa a pus acolo, a plasat părți subliminale, da? Da. Toate din suprasufletul ăsta au fost plasate aici? Da. Au ajuns aici părțile subliminale și s-au trezit în mâna entităților. Da. Ce soartă, anules. Din star, din suprasuflet, să nimerească în interferențe, Cris. Da. Atunci, acum procedăm? Ne întoarcem în suprasuflet, înainte Da, să coboare. da, Transmite informația la toate părțile subliminale, da, surioare, de acolo. da, da. Și declară că anulează orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărate sau false, cum sunt toate, adiacente sau principale, că anulează toate matricele informaționale scrise eronat și setează ca program de bază a corpului mental să primească numai informație pozitivă direct din conștiință. Așa că sparge toate matricele prin care a fost recreat, remodelat, hibridat și reîncarnat și dorește să facă experiențe de acum înainte cu pe baza celor mai bune premise, spune, luminoase. Adică fiind conectat la lumina adevărată, lumina pură și la universul cu mare adevărat, spune. Nu se mai conectează la alți universi. Și în concluzie distruge toată această linie temporală. Da. Sărit undeva. Da, urmea să plece pe planeta Altaira, dar n-a mai ajuns niciodată acolo. Și spune că când o fi să termine experiența acolo, se duce să facă acolo experiențele cum ar fi trebuit. Dar acolo, suprasufletul, să sper că se informează mai bine, da? De lumi. Da. Pentru că am transmis și informațiile acum, da? De Din experiență. supra-sufletul este ca o coajă, da? Da. Le velește, le apără pe toate. Îți dai Toate, seama ce izbite sunt informațional când călătoresc. da. Da. Vreau să Chris, spun da. scuze acelui supra-suflet în sine, că și el poate să mai primească informații, să se deschidă spre informații, să nu își arunce așa părțile subliminale, să le lese intersectate așa de entități. Da, și cum să zic, are coaja, protecția care și-o formează, dar informații trebuie să, cum le Da, accesează din da. interior, deci trebuie să acceseze conștiința, da? Da. Și acum m-a adus într-un flash la el în cameră. Este un geam, nu știu, cred că are niște blackout din acelea, știi, de lumină și ceva draperii, ceva moale, mătase, știi? Și mi-a arătat efectiv o scenă în care el doarme, o mână trage draperia, este o mână care are patru degete, osoasă, înțelegi? Și vine o entitate mică, crăcănată și dințoasă, cu un cap mare, pătrățos. Și parcă se țește spre el, știi, îl sperie. Și iese afară sufletul. Sufletul iese afară și acel monstruleț are niște instrumente care par a fi niște agrafe îndoite. Nu, croșetă, mai degrabă cu o croșetă. Așa? Și îi extrage niște pietricele, are o trusă și bagă altele.
Deci astea sunt ce? Memorii? Din Au viața fost? asta spunea. Da. Deci este ca și cum, cred că înlocuiește nanoroboții care s-au pierdut. Da, da. Și spun, prinde monstrulețul acela, trăvie și prinde-l. Iar și zgâți, iar și spune-i cine te-a conectat cu el sau cine îți trimite așa ceva, să-ți facă ție service ca ființă umană, zic, o creatură de genul ăsta, parcă e din Pokémon, așa, spune-i, spune să vin aici. De îndat. Nu cred că ne dorim să vină, l-am văzut repezindu-se. Sunt, este unitatea arhonică, înțelegi? Am făcut ceva, i-am răsucit traiectoria, știi? Da. Să plece înapoi. Da. Și spunem entității, dar el este un golem. Da. N-ai cu cine discuta, n-are da. Nimic, abia are un pic de minte să răspund. Spune, arde-l pe loc pentru că ăsta nu este viu. Cristă, mai avem și mâna cu patru degete care dădea perdeaua la o parte. Sau ce Da. era? Da. Putem pe ăla să-l tragem la răspunde. Practic este ca un implant mare, nu aparține cuiva, unei entități. Ok. Partea subliminală, ce trebuie să fac aici? Să înregistreze informația, da? La Da. acest și codurile, cum o codifică ea ca parte subliminală și să nu mai permită Da. acestor forme. O face, a făcut-o. Bun. Da. Pe viața asta avem de curățat, nu? Mai are. Da, mai are de curățat, spune, relațiile toxice. Și spune că nici nu și-a dat seama câte relații toxice are în jur. Spune, de fapt, relațiile normale, luminoase, sunt, știi, puține. Celelalte sunt multe. Multe. Taie cortoanele, da? Cu toate aceste persoane, PS. Da. Și să lese numai cordoanele de iubire. De asemenea, stai cordoanele cu nebenefice, cu toți cei care i-a cunoscut. Să scoate afară din sângele și plasma lui toată semnătura energetică negativă da. Și a substanțelor psihotrope. A făcut acest lucru. Crezi problemele alea care le avea la stomac cu gaze care esofagită de dormea în fund veneau de la ce? Veneau de la dracu care i-a băgat o fel de programe în derulare. Înțelegi? Deci dracu acționa la el așa. Deci îi trimitea o idee. Da. Partea subliminală îmbrățișa ideea prin structurile ei și o alimenta. Da. Așa au fost create. Deci asta făcea de toate. Da. Te subliniat acum că nu mai există, da? Da. Nici o entitate, nici o nimic. Mai are ceva de curățat, programe mentale? Și o rescanare a corpului, iar da. Gata. Ok. Să avem și o întrebare dacă, adică faptul că această parte subliminală vedea, confunda entitatea cu universul de la început, se datorează situației în care a fost pusă că practic n-a reușit să experimenteze liber de la supra-suflet, n-avea cunoștințe, nu putea să distingă? Da. De aici, da? Da, da. A fost posibilă confuzia asta atât de flagrantă.
Cum se simte partea subliminală? Spune mult mai limpede și mai liniștită. Acum poate să și reevalueze, da, situațiile în familie, să își reușească să-și exprime iubirea vis-a-vis de copii, de soție. Da. Cris, mergem pe canalul Abundenței Benefice? Da. Că își dorea partea subliminală. Să meargă și doamna care stă cu noi în Skype. Da. Gata. Ok, acum să-și curețe locația, partea subliminală. Spune că energetic vorbim, este foarte încărcată acasă. Da? Ce oare? Pentru că este încărcată și casa fizică și nu circulă cu energiile cum trebuie. Spune că își dă seama aici unde, în punctul ăsta unde a ajuns, că n-a avut grijă nici de el, ea, el. Nici de cei din jur, nici de casă, nici de organismul lui pe care l-a îndopat cu tot felul de semnături toxice, spune. Cam asta. A curățat? Da. Ok, Cris, mulțumim părții subliminale a lui Francesco. Da. Pentru modul în care am lucrat și o lăsăm să alunece în corp și o să opresc înregistrarea. Da.